Așa, uite. Hai să vedem, a? Este. Și vă! Trăiți! Mocoreașă vă deranjează. Vă sunt de la Focșani, unde v-ați trimis să-mi intrez de serviciu. Da, 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 în legătură cu circularele. Cu circularele astea care m-ați trimis să le... să le umplu pe gratis. Da! Da, șeful! Să știți că oamenii le completează pe circulare, dar nu le completează cum vreți dumneavoastră. Nu! Nu mai au... cerneală roșie. Le completează cu cerneală albă, pe amândouă. Păi ce să fac, șeful? Ce să fac? Am ajuns târziu, știu. A, aici s-au rotat cadrele. Da. Tovarășul cabernet. Tovarășul cabernet nu mai lucrează la ei. A fost retrogradat într-un beci la Panciu. Și nu se mai poate discuta decât cu el decât după anul nou. Păi am vorbit. Am vorbit cu tovarășa Căpșunica. Subalterna dânsului. Da, șeful, nu face, da, nu face, nu face pe dumneavoastră. Producătoare directă și e nouă muncă, e de anul ăsta. Dintre aia vechi, nu mai e decât neamțul ăla, Riesling. Da, 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 e bolnav. A luat metabisulfid. Care Pino? Ah, tovarășul Pino, da, care m-a dat 2 ani până la pensie. A, lipsește, săracul, lipsește. Face revionul peste hotare. Da. Poftiți? Numai circulare de-astea. Da, e plin de birocrați, peste tot. Pe Tov Sâmburești? Da. L-au transferat și îl țin locul secret, da, stăpitit până când trece urgia asta cu revelionul. Apare numai în acte. La el în budană, ăsta, la el în birou e unul nou. Da, necalificat. Îl cheamă Nea Zaiber. Știu, știu că nu merită. Nea Zaiber ăsta putem să-l promovăm de la Chirnoș, de la socrii mei. Nu se bat 300 de kilometri pentru un cadru limpezit de o lună. Da. Alo, alo, șeful, șeful! Apropo de cadre, vă mai amintiți dumneavoastră de tămuioasa aia originară din comuna Cotești? Aia care ne-a prezentat-o un purcel de lapte rândul trecut? Da, știu că era grozavă, era bună, da, o măritat-o. Da, a luat-o un profesor universitar ca să o mediteze el. Zice că era prea tămuioasă. Da. A zis că e bună cu o pasăre la ceaun. Și vorba aia, fiecare pasăre pe limba lui piere. Ce a spus? Galbenă de odăvești. Galbenă de odăvești. Au, sigur, au, da. E ca iedera. Este prea înaltă. N-ajunge toată lumea până la ea. Da. Șeful, eu zic să le completăm pe circularele astea cu cerneală albă, dacă n-au din aia de pătează. Păi să nu se răzgândească, zic. Da, mă uit ce scrie pe călimară, jos lângă cana. Nu iau, șeful, nu iau. Cerneala, ca să fie bună, trebuie să aibă 3 calități. Să fie seacă, veche și gratis. Vedeți, lăsați că mă pricep eu, nicio grijă. Dar aici e o aglomerație, aoleu. Au năvărit consumatorii peste producători și invin pe teren propriu. Da, ce? Poftim? Nu, la două am tren. Diseară sunt la București. Să trăiți. Alo, șeful! Șeful! Poate am să vă fac o surpriză de rechizite. Da. O să vă aduc niște dosare de
de ciorici. Eu încerc să aibă și miez, dar guițător era cam junior. Da. Bine, văd eu. Șeful? Șeful? Eu închid. Eu închid că văd pe unul cu trei steluțe. Nu, nu, nu. Nu-i coniac. E om.